Bună ziua și bine v-am găsit! Lansăm astăzi o nouă emisiune intitulată International Students, care va fi moderată și realizată de către Nicola Dinardo, student în anul 6 la Medicină Generală, seria engleză. În această ediție vom discuta cu Nicola despre ce înseamnă să fii student internațional la UMFST Târgu Mureș, despre oportunități, provocări, voluntariat și multe alte lucruri foarte interesante pe care vă invităm să le aflați în cele ce urmează de la Nicola. Bună, bine ai venit! Mulțumesc, Teodora, mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să fiu astăzi aici. Și noi îți mulțumim tare mult și ne bucurăm că vei avea acest proiect, această emisiune și îți dorim încă de pe acum mult succes. Mulțumesc! Dar până la emisiunea ta, aș dori să vorbim despre tine și să ne faci o scurtă prezentare a ta, să ne spui cine este Nicola Dinardo. Da, Nicola Dinardo, cum ai zis, este un student în anul 6 la Medicina Generală, în cadrul Facultății de Medicină în Engleză, ale din universitatea noastră, care, spunem așa, în acești ani foarte frumos, a încercat să descopere cât mai mult din și să învețe cât mai mult din cultura și din țara care, spunem așa, l-a deschis practic ușile. A adoptat exact, a doua casă care, după da. Care a devenit prima. Și nu doar, chiar dacă nu vorbesc 100% perfect limba română, pot să zic că acest proces de adaptare a ajuns la un nivel destul de bun, sunt destul de fericit și nu doar Nicola Dinardo, adică eu, spunem așa, am încercat în timpul acestor ani de studiu să profitez cumva din toate oportunitățile care universitatea noastră și nu doar au avut de oferit. Da, mai în principiu. Da, povestește-ne, te rog, puțin despre țara de unde provii, despre studiile pe care le-ai făcut în Italia și cum a urmat, practic, de ce ai ales să vii să studiezi la Târgu Mureș. A fost o alegere, a fost o întâmplare, ți-ai dorit să vii de mic sau din liceu, să spunem, la Târgu Mureș sau pur și simplu așa s-a întâmplat la momentul respectiv? Ok. Practic, în ultimul an de liceu umanistic, așa numit liceu clasico în Italia, eram în gândire de ce să fac după. Știam că mi-ar fi plăcut să studiez, să merg la universitate afară, adică într-o altă țară, și știam bine că mi-ar fi plăcut oricum să rămân în continentul european. Spune-mi, eram în căutare de o provocare. O provocare. Deja, de fapt, în sine, pasajul din liceu la universitate este de fapt o provocare, dar eram în căutare de ceva altfel și atunci, practic, am început să cautez pe net unde ar fi putut să merg, să fac ce mi-ar fi plăcut, ce mi-ar fi dorit. Și am făcut o evaluare din toate oportunitățile care am găsit, practic, o evaluare din care lucrurile principale au fost trei care am evaluat mai bine, adică planul economic, costul vieții, taxe și așa mai departe, oferta educațională și calitatea educației și, bineînțeles, limba. Acest trei factori, spunem așa, mi-au dus în România și mai exact la Târgu Mureș. Limba a fost un factor foarte important. Pentru mine, fiind italian, știm că limba română face parte din familia din limbile latine, exact. Și din anul 3, când începem de fapt primul contact cu pacienți, asta e foarte de ajutor, să instaurezi un contact cât mai clar și să instaurezi o relație între viitorul medic, student, încă student și cu pacientul. Și asta, și pentru asta am decis România, aveam ceva cunoștințe cu care am vorbit, mi-au recomandat școala din Târgu Mureș. Mi-a ajutat și partea burocratică. Am făcut inscrierea, am dat admiterea, am fost acceptat și dincolo a început o mare aventură care, spunem așa, a reprezentat cel mai frumos până acum, cu siguranță, cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Tu ești acum în anul 6 student, iată, nu mai ai foarte mult timp și vei absolvi universitatea, dar povestește-ne puțin cum au fost anii de studii, nu știu dacă ai niște amintiri mai
frumoase, mai speciale, pe care poți să ni le împărtășești? Cum erau atunci, la început, mulți studenți italieni, ați făcut acolo o mică comunitate? Cum a fost? Da, în anul întâi, când am venit aici, era o comunitate destul de mare de studenți italieni și acum, cu siguranță, acum și mai mare, și mai exact, da. Și mai mare. Și a fost un an destul de greu, a fost primul anul de schimbare, spunem așa, a reprezentat pasajul din familia la responsabilități, adică a trebuit să fac tot eu pentru mine, să administrez eu banii care părinții mi-i trimesc, să plătesc facturile, chirie, să provedez pentru singur la mâncare, la calcare, la spălare hâinele și așa mai departe. Și asta m-a maturat foarte mult. A fost ceva care, da, a avut ceva foarte important în mine, spunem așa. A fost un an greu, anul întâi este care mă amintesc și a fost cu siguranță, probabil cel mai greu, dar cu siguranță a fost cel mai frig. Eu fiind un mandru om din sudul Italiei, spunem așa, din zona metropolitana Napoli, Napoli, acolo aproape din Vesuvius, la noi nu chiar eram obișnuit cu zăpada. Da, și probabil n-am văzut eu niciodată zăpada în orașul meu, în zona mea. Și atunci asta a fost și ceva nou, dar acest proces de adaptare, spunem așa, după un an aproximativ era cam complet, limba era deja fluent și restul din lucrurile erau deja puse la punct. Anul întâi a terminat, anul doi a venit, au dispărut niște probleme, au venit altele. Adică fiziologiile și neuroanatomie, dar cu bine au trecut și alea, da. Ai vorbit, iată, despre această schimbare pe care ai sesizat-o când ai venit din Italia în România. Te-aș mai întreba ce alte asemănări și deosebiri ai identificat între cele două țări? Pe lângă limba care se aseamănă. Da. Cu siguranță, între România și Italia sunt diferințele, dar sunt și foarte multe asemănături. Eu, sincer, am văzut probabil mai multe asemănături decât diferințele. Da. Nu doar cu siguranța cu limba, dar și în societate și persoane în general. Românii sunt destul de deschiși și primitori și ajută foarte mult. Asta e ceva care eu apreciez foarte mult. Mi-a ajutat mereu, cu siguranță mi-a ajutat mereu, da, pot să-l zic cu siguranță. Alt lucru interesant, spunem așa, o să spun ceva, cum să zic, ceva lucrurile un pic mai legere. De exemplu, diferențele sunt că aici în Târgu Mureș, de exemplu, în România în general, taxurile sunt ieftine în comparație cu Italia. Aici mulți iau taxurile și eu iau taxurile. În Italia sunt mult mai scumpe și de obicei eu chiar am luat taxiul în Italia de 1-2 ori în viața mea. E destul de... Și un alt lucru care e diferit și care apreciez foarte mult din România e faptul că aici populația în general are o cunoștință de limba engleză mai mare decât în general decât în Italia. Da, acum bine, în ultimii ani trebuie să zic că probabil în Italia s-a dat mai mult importanță din acest punct de vedere, dar cu siguranță încă România e mult mai bine și nu doar pe engleză și nu știu, germană sau franceză. Da. În Italia nu chiar. Da, chiar noi am mai discutat înainte și chiar legat de limbi. Spuneai că vorbești limba română, limba engleză, spaniola și acum înveți și sau te apuci de învățat germana. Da, și portugheza. Da. Ai o pasiune în zona asta sau te gândești pur și simplu pentru cariera ta că este bine să aprofundezi și să cunoști mai multe limbi? Cu siguranță eu cred că să cunoști mai multe limbi este ceva care te ajută nu doar din punctul de vedere a muncii, spunem așa, din punctul de vedere din domeniu, din acest domeniu, dar și din punctul de vedere a vieții. Și dacă iesi doar, nu știu, din
doar din pasaj în această țară sau oricum oriunde, unde e, oriunde te afli, dacă ai oportunitatea de a vorbi mai multe limbi, cu siguranță poți să rezolvi mai multe lucrurile, poți să-ți faci mai mulți prieteni, poți să instaurezi mai multe relații. Și eu, spunem așa, am o pasiune nu doar pentru limbile, dar pentru culturile în general, pentru diferențele și pentru diferitele tradiții. Și probabil asta influențează pe mine și mă stimulează să înveț cât mai multe limbi. Da, da, foarte frumos. Deci revenim la perioada studenției, așadar te-ai acomodat, te-ai adaptat, ai trecut peste anii mai grei, ai coordonat la cadrul Ligii Studenților departamentul Studenți Internaționali. Practic, ce a presupus această activitate și cum i-ai ajutat pe ceilalți colegi ai tăi să se acomodeze cu noul sistem? Da, coordinatorul din Departamentul de Studenții Străini din Liga Studenților presupune practic o constanța la prezența, la participare, la meeting-urile care se țin la Liga Studenților, nu? Fiecare săptămână. Și cum știm, Liga organizează diferite campanii și diferite proiecte care, practic, eu ca coordinator trebuie să promovez și între studenții de la sex engleză. Așa că ei pot să participe la ei. Știu că poate fi un pic mai greu, fiindcă studenții încă nu știu bine limba și bariera aceasta linguistică se gândesc un pic de 2 ore, nu? Dar asta i-a fost practic tu ai avut rolul de a rupe acea barieră, exact, cumva. Exact, de a fi, de a invita, exact, între studenți și exact. Și acest lucru, de exemplu, la mine mi-a ajutat foarte mult. Adică dacă eu astăzi mă simt un student, adică o persoană complet de integrată în societatea românească și din punctul de vedere linguistic și nu doar, este pentru că am participat la aceste activități. Și eu stimulez colegii mei de la sex engleză și nu doar să participe la activitățile de voluntariat în cadrul Ligii Studenților și nu doar și toate oportunitățile care ei au de a întâlni cât mai multă lume, de a vorbi, de a discuta, de a face ceva de folos, spunem așa, pentru societatea și pentru ei, pentru că la sfârșit oricum din aceste experiențe ei au ocazia de a învăța foarte multe lucruri. Au mult de câștigat pe toate planurile. Da, cu siguranță. Nicola, la noi în prezent studiază peste 800 de studenți internaționali care provin din peste 55 de state. Noi organizăm, iată, pentru al doilea an am organizat Ziua Națiunilor, tocmai un eveniment prin care am dorit să venim în întâmpinarea lor, să le transmitem un mesaj de bun venit. Pentru că își vor petrece cel puțin 6 ani din viață până la urmă la Târgu Mureș. Dar te-aș întreba pe tine, tu ești de acolo, din interior, dintre ei. Cum vezi tu această comunitate a studenților internaționali? Da, comunitatea de studenți internaționali din Târgu Mureș, din care, cum ai zis, cu orgoliu fac parte, cred că e o comunitate foarte activă, dinamică, colorată, care are multă energie și foarte mult de oferit la acest oraș și la universitatea noastră, cu siguranță. Am văzut în ultimii ani, fiind un, spunem așa, un dinozaur, nu un dinozaur, dar un bătrânel, un student bătrânel, oricum pe perioada terminală a studiile universitare, am văzut în timpul acestui ani foarte multe schimbările și incrementare, adică un număr tot mai mare de studenți care vin străini, care vin să studieze la noi și ca studenții străini locali, spunem așa, care încep studiile de la început aici la noi și care vin cu schimburi de experiență sau de studii, de exemplu Erasmus și așa mai departe. Eu cred că această politică de internaționale care a avut început acum ceva ani a fost foarte bună. Sper că o să continueze în anii următori și demonstră rezultate satisfacente, adică bune rezultate. Și comunitatea noastră de studenți, cred că, cum am zis, poate fi unul din motoarele acest orașul, cumva. Să ajute și mai mult să dezvolte acest oraș și să indicheze, cumva, direcția de dezvoltare care eu cred ar putea și trebuie să aibă.
Pentru că la sfârșit acest oraș la mine mi-a dat foarte mult. Eu mă simt stargămureșan și ardelean și mă gândesc, probabil, vedem, ar putea și să rămân. De ce nu? Da, o să voiam să te întreb la un moment dat de planurile tale de viitor, dacă ai de gând să rămâi în Târgu Mureș, în România, sau dorești să te întorci în țara ta și să profesezi acolo? Sau încă nu te-ai gândit? Probabil până acum asta a fost întrebarea cea mai grea. Eu sunt foarte deschis la toate oportunități. M-am gândit la foarte multe lucrurile și la foarte multe opțiuni. Aici în Târgu Mureș, cum am zis, mă simt acasă și mă simt bine. Am foarte multe oportunități și mă gândesc dacă ar putea să rămân. Dar, bineînțeles, mă gândesc și să mă întorc, spunem așa, la familia ta de acolo. La familia mea și la țara mama, spunem așa. Asta a fost și o variantă, și o opțiune, vedem. Și după care mai am încă una care tot este acolo, de a, spunem așa, de a continua acest aventură, acest lucru care am început acum ceva timp, de a spunem așa, descoperi mai multe lucruri, de a face experiențe în străinătate și de a studia și un pic oriunde. Nu știu încă clar. Mai sunt câțiva pași până acolo. Da, exact. O să mai mă gândesc. Da. În momentul în care am făcut documentarea pentru emisiune și când ți-am studiat și CV-ul tău și am comunicat pe marginea acestei emisiuni, am observat că tu ai acordat o importanță foarte mare programului Erasmus și ai și călătorit foarte mult, ai și dobândit noi experiențe, cunoștințe. Ce înseamnă pentru tine Erasmus? Și ce recomandări ai avea pentru studenții universității noastre în zona aceasta? Da, da, eu pot să zic că cu orgoliu, spunem așa, de a fi probabil unul dintre studenții care a fost plecat cu aceste oportunități, unul dintre cei care a fost plecat mai mult. Eu deja știam din anul întâi că mi-ar fi plăcut să merg în Erasmus, aveam deja auzit din el, știam că este o oportunitate, o ocazie foarte importantă, nu doar pentru maturarea studentului, pentru deschiderea mentală, pentru a învăța foarte multe lucruri, o altă limbă, noi prieteni, a descoperi o altă țară și așa mai departe, dar și din punctul de vedere profesional. Foarte important, special în lumea modernă, în societatea modernă, în societatea actuală și cea din viitor, acest lucru și din punctul de vedere din CV-urile este, se ține în cont. Da. Și am început din anul întâi să muncesc pentru bursele Erasmus. Acum trebuie să zic că avem mai multe decât acum ceva ani și asta e doar bine. Sper că mai avem tot mai multe. Am fost plecat oricum în vara din anul 3 am câștigat un Erasmus de plasament sau numit așa traineeship, care consiste practic o perioadă de vară de 2 luni un stagiu de 2 luni într-unul din spitalele, din clinice din Europa sau alte statele, ca de exemplu da. Turcia, Elveția și mai departe, care sunt asociate. La UMS, la spital din Amsterdam, am fost plecat acolo și, spun așa, am muncit acolo timpul 2 luni, după care, imediat după această experiență, aveam castigat un alt Erasmus, acest timp de studiu, Erasmus Studies, așa numit, unde practic ești student, practic mergi la cursurile, mergi la stagii și dai examenele în facultatea care ți alegi la sfârșit. Și eu am ales Spania, Universitatea din Granada, fiind limba spaniolă, da, foarte apropiată, fiind cald. Nu. Și a fost o experiență super frumoasă, care cu siguranță la comand sincer la toți studenții noștri, pentru că experiența Erasmus, așa numită Erasmus Generation, care noi acum ne definim, este ceva care chiar te transformă într-o altă persoană. După care, încă nu eram, spunem așa, satisfăcut. Am fost, după Spania chiar am fost într-o experiență cu un alt Erasmus de plasament care am fost acceptat la King's College Hospital of London, la departamentul de transplant hepatic, care este unul din chiar este cel mai mare departament de transplant hepatic din Europa.
Și a fost o experiență super incredibil, super formativă, care mi-a permis să stau în sala de operație, adică pe lângă, să lucrez pe lângă dintre cei mai importanți oameni de știință din acest domeniu din lume. Și încă o dată, asta fără acest program probabil nu ar fi fost posibil. Chiar după acesta am început anul 5, anul trecut, și al doilea semestru am fost încă o dată cu Erasmus de studiu la Universitatea din Coimbra, în Portugalia. O altă experiență remarcabilă care a fost super frumoasă, am învățat o altă limbă, am cunoscut foarte multe persoane, a fost o altă provocare de a învăța încă o dată într-o altă limbă și un alt sistem educațional, pentru că după dintre aceste... Ai putut să compari, să vezi... Da, am putut să fac o comparație dintre diferite sisteme. Și pot să zic că sistemul din Portugalia nu este atât de diferent decât acel din România. Este un sistem destul de asemănător și care m-am simțit, pot să zic, destul de bine. Acasă, spunem așa, acest punct de vedere din metoda de studiu. Și după care aveam câștigat o bursă Erasmus de plasament, în realitate, și mă gândeam să merg la Istanbul. Am fost și acceptat la Istanbul, la un alt centru destul de mare de transplant hepatic, dar am văzut care era oportunitatea de a merge cu o bursă Erasmus de plasament, tot de plasament, dar ceva diferit, adică afară din contextul european, în Cina, la University of Shentu, Universitatea din Shentu. Și atunci m-am gândit, era... Hai să aplicăm, după vedem, dacă castig, mai fac o evaluare, aleg între cele două. Oricum, am aplicat și după o evaluare plus și minus, am ales să merg la Universitatea din Shentu. De unde te-ai întors recent. Acum două săptămâni. Așa că ne poți povesti câteva concluzii, câteva... idei, ce s-a întâmplat acolo? Da, cu siguranță a fost una dintre experiențele cele mai frumoase și interesante din viața mea. Cultura asiatică e foarte diferită din cultura europeană și acolo nu chiar este atât de, frecvent să vorbești engleză. Acolo, adică, eram un pic cam singur. Eram în un oraș care, pentru standardele europeane, este un orașel micuț, foarte micuț, dar vorbim de un oraș de 6 milioni de cetățeni, adică același mărime din Londra, care este una dintre cele mai, al doilea, după Istanbul, dacă putem să spunem Istanbul este european sau cel mai mare din Europa. Pentru standardele cinezești, astea este un oraș micuț și eram unul dintre cei puțini europeni sau vestici, spunem așa, că nu erau cinezi sau asiatici. Și când mergeam în stradă, copiii în special, care erau cei mai curioși, se uitau la mine și ziceau, hello, a fost experiența super interesantă, am cunoscut foarte mult persoane interesante și aici vreau să zic ceva. Da. Din punctul de vedere profesional a fost incredibil, am învățat foarte multe lucrurile, dar privind acest program Erasmus, acolo în Cina m-am întâlnit cu un italian, din casualitate, cu un italian care este un profesor de inginerie la Universitatea din Shentu. Lucru care era în comun între mine și el, nu doar faptul că el era din localitatea mea, spunem așa, pe la mine, dar și că el, fiind fost ex-student Erasmus aici în România, în 2003, avea o cunoștință de română perfectă. Și asta este și ceva care eu zic că Erasmus poate să lasă. Foarte interesant. Adică eu am fost în China, unde eram unul dintre cei puțini non-chinezi care erau acolo și mă întâlnesc cu un italian singur cu care m-am întâlnit în acest oraș de 6 milioni de italiani și unul dintre cei puțini cu care m-am întâlnit în toată China și el vorbea română. Pentru că fiind fost student Erasmus în România. Și de fapt acum mai vorbim un pic, trimesc pozele din România și mai vorbim de fapt noi. Practic țineți legătura. Da, dar între noi vorbim în română, nu vorbim în engleză. Să ținem, așa să-l ajut și pe el să nu uite. Să nu uite limba română. Exact. Și e foarte îndrăgostit. Atunci eu zic că asta este un lucru foarte fain care Erasmus oferă. Da.
tu în prezent te ocupi, coordonezi programul de schimburi internaționale Scope and Score. Uh-huh. Ce ne poți spune despre acest program? Practic, ce presupune acesta? Da. Programul Scope Score, practic, e un program de schimburile de vară, spunem așa, pentru studenții mediciniști. Practic, studenții au oportunitate, Scope, practic, se referă la Standing Committee of Professional Education și la Score Standing Committee of Research Exchange. Practic, cu Scope pleci pentru o perioadă de o lună într-o altă țară din lume pentru un stagiu clinic, cu Score, practic, mergi într-un laborator de cercetare. Acest program, spunem așa, este organizat din IFMSA, International Federation of Medical Students Association, din care fac parte 137 de asociațiile studentești. Din toată lumea. Din toată lumea și din România, da. Care este reprezentată din FASMR. Și din partea, din asociata la FASMR, încă o dată este Liga Studenților, da. La nivel local. Și noi, practic, primim fiecare an studenții străini la noi. De exemplu, vara asta avem avut studenții din Oman, din Mexic, Corea din Sud, din toată lumea și ai oportunitatea să faci foarte multe mici, să fii voluntar și după care să pleci și tu și să descoperi un sistem educațional, un sistem educațional, să știi un sistem de sănătate diferit decât al tău, să te deschid minte, să înveți foarte multe lucruri privind departamentul unde mergi și materia și cu siguranță ai și oportunitatea de a descoperi țara unde mergi. Se poate aplica practic pentru scole din anul 2, pentru scope din anul 3. Acum, săptămâna viitoare, o să încep inscrierile și sper ca cât mai mulți studenții o să aplică la acest program. Înscrie. Da. Revenim puțin la China, ne povesteai că vor veni doi studenți din China. Exact. La noi. Exact. La UMF. Da, vor veni doi studenți din China la noi la UMF, nu știu exact, am tot întrebat când o să vină, să-l primesc și eu. Să fii și tu un ghid al lor. Exact, cum am avut, vreau și să ajut celalți care vin la noi. Să descopere și cumva frumusețele României, nu? Dar nu știu exact când, probabil în martie, sper că o să aflu cât mai repede, dar oricum da. Practic noi avem două studenți care pot să pleacă. Și alți doi care vin. Exact, așa. Și eu încă o dată stimulez colegii noștri să aplică, pentru ca să nu aibă frică, pentru ca totul să fie organizat la el și o să fie cu siguranță o experiență foarte formativă, foarte frumoasă, care nu o să uite cu siguranță. No. Da. Revenind puțin la voluntariat, vreau să ne vorbești cum te-a ajutat pe tine să te dezvolți atât pe plan profesional cât și pe plan personal și de ce este important pentru un student să se implice în diferite proiecte și acțiune de voluntariat. Da. Activitățile de voluntariat cred că mi-au ajutat foarte mult în acest an să maturez, să dezvolt, spunem așa, foarte mult skill-urile. De exemplu, public speaking sau și de organizare, skillurile de organizare, skillurile de time management, asta foarte important, pentru că a fost implicat destul de mult și de niște ori a trebuit să înveți, dacă nu ar fi fost nu ar fi putut să rezist, spunem așa. Și am reușit să develop aceste skillurile, cum să vorbesc cu lumea, să dezvolt și empatia care aveam adică cu copii cât cu bătrâni, adică să știu cum să vorbesc cu copii și cu bătrâni. Neapărat și dacă nu știam limba, am învățat că zâmbetul este universal, spunem așa. Da. Și acest lucru a fost foarte interesant. Eu, încă o dată, stimulez colegii mei să participe la aceste activitate de voluntariat. Au foarte mult de învățat. Eu am învățat foarte mult, sper că mai am în viitor, mai înveț în viitor alte lucrurile. Am fost voluntar în diferite proiecte, cât din punctul de vedere educațional, de exemplu în organizarea Maliciensis, dar și din alte puncte de vedere, de exemplu campaniile, spunem așa, campaniile în domeniul de sănătate, dar și în domeniile sociale, de exemplu, era o campanie care am coordinat, în care practic noi studenți, în timpul nostru liber, mergeam la o casă de familie și petreceam timp cu copiii, ajutam
ajutam cu, nu bine, eu nu, dar colegii români le ajutau cu copiii cu... Cu temele. Cu temele, eu mai mult mă jucau cu ei. Dar, da, și aici a fost, am început și să știu cum să... Cum să relaționez cu copiii. Și mai a fost și o altă cu bătrâni, cum am zis înainte. Da. Și acest lucru a fost foarte important. Au fost foarte multe activități care acum nu chiar mă amintesc din toate, dar cu siguranță au lăsat în mine... Și au lăsat amprenta, și-au pus amprenta asupra exact. Dezvoltării tale. Asta cu siguranță. Și mă bucur acum că am participat la toate acestea. Apropo de activități, ce mai fac colegii tăi în perioada următoare? Ce se mai organizează referitor la studenții străini? Știm că au un bal pe care îl pregătesc. Da, ce altceva mai... Da, mai fac. Acum, de cât am auzit, o să fie prom, adică o să fie o festivitate pentru studenții străini și nu doar. În principiu este organizată de la ei. Practic este un bal în care se cunosc studenții, petrec timpul împreună și spunem așa, petrec. Cred că e cuvântul potrivit, o începere de o nouă, un nou percurs a ei aici la Târgu Mureș. Și sper că o să fie cât de frumos, dar sunt sigur, fiind fost la edițiile trecute, că o să fie la acest nivel sau mai alt și cred că toți cei care vor să participe sunt invitați. Bineveniți. Da, cu siguranță. Pentru că ne apropiem ușor de finalul emisiunii noastre, te-aș întreba dacă dorești să le transmiți un mesaj tuturor studenților internaționali. Și acum poate prefer să o faci în limba italiană, poate în engleză, cum simți tu? Nu, probabil... Sau în limba română. Sau în limba română, fiindcă după care o să am timp să... În emisiunile tale vei putea să... Să exercitez, spunem așa, nu, să vorbesc în limba engleză sau, bineînțeles, de ce nu, în italiană. Atunci acest mesaj o să-l trimesc în română. Practic, vreau să mă congratulez cu toți colegii și boboci din care au fost admisi, care sunt acum colegii noștri... în cadrul universitatea noastră. Cu siguranță asta este însemna un punct foarte important în ce însemna ce o să fie ei în viitor, adică profesioniști din orice domeniu și persoane. Astea sunt anii care eu, care sunt în anul 6 și acum în ceva luni o să termin, deja încep să ved cu un pic de malinconie, de nostalgie, din păcate. Mai am ceva timp, dar observ, simt că acest creșent, spunem așa, senzație și nu e frumos, dar nu e frumos pentru că am petrecut acest ani în ceva în o modalitate, spunem așa, foarte frumoasă. Și acest period o să fie cu siguranță, sunt destul de sigur cel mai frumos din viața lor, să se implice în cât mai multe lucrurile, activitate nu doar de voluntariat și de schimburile, Erasmus-urile, toate lucrurile astea la sfârșit permită, spunem așa, dezvoltarea lor să devină persoane mai mult complete bineînțeles, bineînțeles, prioritatea este oricum studiile și celelalte activități conexe. Conex, exact. Și atunci eu urez la ei BAFTA la examenele, acum o să fie aproape pentru studenții mediciniști prima examenul de anatomie. Atunci mult succes la ei, la toți la colegii și sper că o să aveți ani foarte frumoși aici la Târgu Mureș. Și pe final, chiar ultima întrebare, pentru că de săptămâna viitoare o să se inverseze cumva locurile, ce așteptări ai tu de la acest proiect UMFST Live, de la emisiunea pe care o vei modera? Cam ce ți-ai propus tu să faci în cadrul acestor emisiuni pe care le vei face? Da, rolul meu, spunem așa, de prezentator, o să încerc să fie cât mai profesional posibil, dar totuși cu stilul meu care mi caracterizează, un stil destul de un pic cu brio, spunem așa, nu? Și
Intenția mea este de a promova cât mai multe aceste oportunități, dar și nu doar, invitați studenții străini, experiențe din străinătate din studenții noștri și asta, spunem așa, este domeniul meu de interes în care voi lucra. Asta a fost, cu siguranță, o mare ocazie, o mare oportunitate care, încă o dată, Universitatea mi-a oferit. Sper să o să fiu la înălțime. Cu siguranță, cu siguranță vei fi. Sper. Și sper ca și, bineînțeles, telespectatori, adică persoane care se uită la noi o să află ceva interesant din programul care voi modela. Și în principiu asta este obiectivul meu, da. Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Și ne bucurăm că ai decis să te alături acestei echipe și să ai emisiuni cât mai frumoase și mai reușite. Mulțumesc. Și mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Mulțumesc, Teodora. Dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere.